profesora Adriana și amin. Cu putere de slujire în 2017 să cânte mai mult. Amin, amin. Și cum a spus și fratele Daniel, una nou, un om nou, o cântare nouă, de ce nu? O poezie nouă, de ce nu? O lucrare nouă, de ce nu? Haideți să vedem în Hagai și te-aș ruga, frate, să afișezi. Hai să ne despărțim cu cuvintele lui Dumnezeu. Să vedem voința lui Dumnezeu. Nu știu de ce în zilele acestea tot pe aici am împins Dumnezeu și probabil că trebuie să afișez asta. Nu sunt pregătit oratoric să vorbesc din locul acesta, dar vreau să analizăm câteva aspecte. Probabil aici sunt inimi frământate sau gânduri împărțite sau ce știu eu. Haideți să vedem de ce Dumnezeu mă pune pe mine să prezint puțin din cuvântul acesta și probabil că pentru mulți din noi va fi chiar o temă de casă pentru viitor sau anul acesta. În Hagai capitolul 1, versetul 2. Începem cu versetul 2 și ne ducem puțin așa, o să trecem peste câteva versete ca să nu fie foarte mult. Așa vorbește Domnul oștirilor. Poporul acesta zice: n-a venit încă vremea pentru zidirea din nou a casei Domnului. De aceea cuvântul Domnului le-a vorbit prin prorocul Hagai astfel: dar pentru voi a venit oare vremea să locuiți în case căptușite cu tavan, când în casa aceasta este dărâmată? Vorbesc despre mine. Tavan cu stele, cu luminițe, aranjate, căutăm să ne facem case, nu? Oare pentru noi a venit timpul să ne facem case? Casa Domnului nu se face. Haideți să ne întrebăm totuși. Haideți să vedem ce zice cuvântul Domnului. Așa vorbește acum Domnul oștirilor: uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Și acum ne uităm fiecare cu băgare de seamă la căile noastre. Am trecut un an și am intrat într-un alt an. Și dacă ne uităm cu băgare de seamă la căile noastre, ce am realizat, ce am făcut, cum s-au dus lucrurile și în ce direcție și unde suntem, știm noi fiecare dintre noi. Dar haideți să vedem ce vrea Dumnezeu de la noi. Spune în versetul 6 în felul următor: semănați mult și strângeți puțin. Avem preocupări. Foarte bine, foarte frumos. Dar Dumnezeu nu vede bine lucrul acesta. Nu știu de ce m-am pins tot timpul în zilele acestea aici, aici, aici. Și acum haideți să urmărim. Mâncați și tot nu vă săturați. Beți și tot nu vă potoliți setea. Vă îmbrăcați și tot nu vă este cald. Și cine câștigă o sâmbrie, o pune într-o pungă spartă. Așa vorbește Domnul oștirilor. Uitați-vă cu băgare de seamă la căile voastre. Din nou se repetă aceeași expresie. Oameni buni, trebuie să ne uităm cu băgare de seamă la căile noastre. Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit, zice Domnul. Vrea Domnul ca să zidim casa Lui? Eu nu trebuie să spun cuiva ce trebuie făcut. Domnul are resurse, are surse. El poate să vorbească chiar prin vis de noapte, poate să te înștiințeze dacă nu te înștiințează printr-un frate care e călăuzit de Dumnezeu. Dar vreau să spun că sunt foarte mulți frați călăuziți de Dumnezeu, chiar dacă noi nu-i aprobăm sau nu-i acceptăm sau nu-i dorim sau nu ne place cum vorbesc ei. Dar prea puțin contează asta. Noi trebuie să-L iubim pe Dumnezeu cu adevărat. Și în momentul în care vom iubi cu adevărat pe Dumnezeu, chipul și asemănarea noastră să semene cu a Lui. Dacă Domnul este întristat din cauza mea, dacă anul acesta care a trecut n-am făcut tot ceea ce a vrut Dumnezeu de la mine și în anul 2017 vrea să vadă ceva nou în mine, vrea să vadă o trezire, vrea să vadă că sunt implicat și mă implic în lucrarea Lui. Mi-e trebuie casă, mi-e trebuie tot și mașinile frumoase, de toate, cum să nu? Dar casa lui Dumnezeu nu trebuie construită, nu? Suiți-vă pe munte, aduceți lemne și zidiți casa. Eu mă voi bucura de lucrul acesta și voi fi proslăvit. Uitați ce spune Domnul în versetul acesta. Vreți să proslăviți pe Dumnezeu? Uite că Domnul a găsit ceva bun la tine și la mine să facem. Domnul să ne ajute. Amin.
Vă așteptați la mult, iată că ați avut puțin. L-ați dus acasă, dar eu l-am suflat. Pentru ce, zice Domnul oștilor? Din pricina casei mele, care stă dărâmată pe când fiecare din voi aleargă după casa mea. Versetul 10. De aceea cerurile nu v-au dat roa și pământul nu și-au dat roarele. Nu ne-am putut îndeplini scopurile și n-am putut să avem ce ne-am dorit, pentru că Dumnezeu a văzut că ne mai lipsea ceva. Și acel ceva în anul acesta 2017 este să ne punem să clădim casa lui Dumnezeu. Aș vrea cu versetul 13 să-l afișez, frate, unde Hagai, trimesul Domnului, a zis poporului după porunca Domnului: eu sunt cu voi, zice Domnul. Dacă cineva de aici crede că poate să facă ceva fără Dumnezeu, se înșală. Nu se poate absolut nimic. Dar însăși hotărârea ta sau luarea ta de inițiativă să fie cu Dumnezeu și El însăși îți promite în seara aceasta că va fi cu tine. Și Domnul să ne binecuvinteze. Aș vrea să mai citesc din capitolul 2, versetele 6, 7, 8 și 9, care învrednicesc, ca să zic așa, lucrarea pe care Dumnezeu o poate face. Nu înseamnă că deja am depășit momentul, dar ca să vedem cu cine avem de-a face și cu ce Dumnezeu avem noi de-a face. Căci așa vorbește Domnul oștirilor: încă puțină vreme și voi clătina încă o dată cerurile și pământul, marea și uscatul. Voi clătina toate neamurile, comorile tuturor neamurilor vor veni și voi umplea de slavă casa aceasta, zice Domnul oștirilor. Al meu este argintul și al meu este aurul, zice Domnul oștirilor. Slava acestei case din urmă va fi mai mare decât celei din tâi, zice Domnul oștirilor, și în locul acesta voi da pacea, zice Domnul oștirilor. Și dacă ați urmărit cu atenție, fiecare cuvânt a fost însoțit de Domnul oștirilor. Adică vorbea Dumnezeu, nu vorbea un om, chiar dacă printr-un om. Și aș dori în seara aceasta, învrăniciți de cuvintele acestea minunate: Domnul să vă dea spor la muncă, să facem ceea ce trebuie. Puneți-vă cuvântul acesta la inimă. Dumnezeu m-a tot împins să vorbesc de aici, să... Am ocolit puțin, am zis, nu este nevoie aici, acasă are de toate, este bine, dar Dumnezeu știe de ce a vrut lucrul acesta și nu vreau să nu fac ceva ce îmi cere Dumnezeu. Dincolo de toate acestea, mulțumim tuturor care v-ați făcut timp în seara aceasta să veniți la casa Domnului, Domnul să vă răsplătească însuțit pentru timpul depășit și mai mult. Și nu numai atât, vă așteptăm vineri seara, s-ar putea, încă nu știu sigur, ca săptămâna aceasta sunt invitat în România la o nuntă și probabil că dimineață am dat eu așa o mărturisire scurtă și am vorbit despre persoana aceea că le-a murit soția și persoana aceea mă invită la el acum după 3 ani, după ce este îngropată soția despre care am și vorbit dimineață, să fiu la căsătoria lui și în calitate de invitat și în calitate de păstor. Acum Dumnezeu știe dacă o să pot, o să merg. Dacă